Pentru azi vă propun să desenăm împreună un scan. E vorba de un scan foarte simplu, făcut dintr-un singur traseu liniar. Vom desena întâi acel traseu și pe baza lui vom genera ulterior volumetria. Pentru asta vom folosi cele mai simple ajutătoare de desen, rețeaua grid și saltul la ea, care se activează de aici, și saltul la obiect, pe care îl vom activa de aici. Rețeaua grid. După cum vedeți, când butonul e activ, cursorul sare în cadrul unei comenzi care cere introducerea de punct, cursorul începe să sară, să se agață de rețea. Când rețeaua e inactivă, cursorul merge liber. Ca să facem setările, să determinăm cât înseamnă o pătrățică, să lucrăm, să zicem, la scară 1 pe 1, mergem la Grid Snap Settings. Și aici ce observăm? Că o pătrățică, se vede aici, este 1 mm. În primul rând, n-am vrea să lucrăm în milimetri, am vrea să lucrăm în centimetri. Pentru că așa vreau să vă obișnuiți la modele de arhitectură și mobilier. Unitatea se schimbă de aici, de la units, centimetri. Ne întoarcem. Stabilim acum că vrem ca o pătrățică să reprezinte nu doar un centimetru, ci 5, să fie mai aerisite. Iar saltul, efectiv saltul snap, să se petreacă din 5 în 5 unități, deci să sară doar pe rețeaua hârtiei milimetrice, nu la subdiviziune, nu la 1 cm, ci la 5. Ok. Și acum iau comanda Polyline, pe care o pot tasta. Dacă tastez când am selectat-o sau am terminat-o, dau Enter. Dacă o iau de aici, o iau de aici. De desenat, în Rhino putem, în timpul unei comenzi, să desenăm într-un viewport sau altul. Observați în spațiu tridimensional, când am schimbat viewport-ul, am început să desenez paralel cu acel viewport. Deci se poate desena, în principiu se poate desena un traseu spațial. Numai că voi fiind la început, probabil că o să preferați să-l faceți din bucăți. Cum fac asta? Iau comanda de polilinie și îmi propun să-i desenez profilul scaunului în vederea front. O vedere se poate maximiza cu dublu click pe eticheta viewportului și desenez cu snap-ul activ, l-am activat, uitându-mă aici să văd cam ce înseamnă distanța pe care o trasez. Observați aici. Hai să facem un segment de 45 de centimetri, în sus unul de 40, care coboară așa puțin, și spătarul la ochi. Când am terminat polilinia, închid comanda cu click dreapta de mouse. Dau dublu click pe front și inspectez ce am făcut în toate viewporturile. Și acum consta că aș vrea să fac un scaun mai evazat, adică dacă l-aș face așa, n-ar seamănă prea bine cu ce propun aici. Un obiect poate fi selectat și modificat din acest așa numit gumball. Dacă nu-l aveți, trebuie apăsat butonul de aici. Sau poate fi modificat la nivel de subobiect. Dacă îl selectăm și apăsăm tasta F10, acum avem acces la punctele lui de control și în loc să-l mutăm cu totul, mutăm pe bucăți. Am selectat aceste două puncte de control și le mut puțin mai în afară și pe acesta îl mut o pătrățică, un salt mai înăuntru. Ca să scap de selecție, apăs odată pe ESC. S-a deselectat, dar vedeți că au rămas punctele de control afișate. Mai apăs încă o dată pe ESC și acum
pot din nou să selectez tot obiectul. Pentru simetrie procedez în felul următor, îl selectez, fac o copie cu tasta alt activă și apoi întorc în oglindă obiectul acesta clicând pe pătrățica corespunzătoare direcției în care vreau să fac simetria și scriu minus 1. Asta înseamnă că am făcut o scalare cu factor de scală negativ. Și acum am două bucăți pe care vreau să le conectez, verificând toate viewporturile că rezultatul e simetric și arată cum îmi doresc. Am dat S ca să scap de selecție. Iau din nou comanda polilinie și acum aici în partea de jos pot pur și simplu să fac click-click. Fiindcă tot ce am desenat e pe rețeaua grid, segmentele acestea se ating cap la cap. Amândouă s-au agățat de punctele rețelei grid. În schimb, aici sus, dacă încerc să fac asta, fac o greșeală, pentru că, uite așa s-a întâmplat. Deci, în lipsa oricărui alt ajutător de desen, totul se desenează pe planul de cotă 0. Așa că desenul meu nu se agață de capetele segmentului. Pentru asta am o unealtă mai puternică decât VSnap și anume OSnap, Object Snap, saltul la obiect, care, odată activat, alege dintre tipurile astea de puncte de care s-ar putea agăța. De ce anume să se agațe efectiv de pildă? Dacă las doar endpoint bifat, când cursorul, deci când am cerut introducerea de punct în cadrul unei comenzi, și cursorul se mișcă, trece peste un capăt, atunci dacă fac click, mă agăț de acel capăt. Altfel, uite, dacă activez și midpoint-urile, începe să vadă și mijloace. Click, click. Am terminat comanda cu Enter, cu click dreapta de mouse. Și acum au rezultat 4 obiecte pe care le pot uni într-unul singur și trebuie să le unesc într-unul singur cu comanda join. Se selectează toate obiectele și dăm join. Pe așa ceva pot să fac o țeavă. O țeavă la care dorim să facem și niște racorduri pe aici. Racordurile se fac cu comanda fillet. Și ea a reținut ultimele mele setări. Setările implicite sunt așa, filet pune un arc de racord între două segmente pe care le voi selecta grafic. Un arc de racord de o rază care poate fi modificată de aici, să zicem 5. Și mai apar și alte opțiuni, dintre care opțiunea Join Now. Noi vrem ca segmentele, arcul de racord și cele două segmente învecinate să fie unite, de Join Yes. Și acum începem și indicăm pe rând câte două segmente vecine. Comanda s-a întrerupt, s-a oprit. Repet comanda cu click dreapta mouse și apoi indic două vecine. Iar s-a oprit, repet cu click dreapta mouse, click, click, click dreapta, click. Click dreapta, click, click. Și în acest moment e gata.